Uniunea Europeană a evoluat totdeauna și s-a reformat în momente de criză, în momente dificile, nu în momente în care lucrurile mergeau bine. E o criză? Deci, da, e o criză. E o succesiune de crize. Deci noi în ultimii... A Uniunii Europene? Nu, de crize în contextul, okay, în context asta european. Am avut, vă spuneam, criză economică, pandemică, climatică, războiul din Ucraina acum, se relansează, se repune pe masă proiectul de extindere a Uniunii Europene, nu doar spre Balcan, dar și cu Moldova și Ucraina. Chiar sunt toate elementele astea ne împing spre nevoia unor reforme, inclusiv instituționale, la nivel european. Structura, asta o să ne intereseze, structura pe care am construit-o este în criză? Structura pe care am construit-o trebuie să se reformeze ca să facă față